Salut! Ce se întâmplă dacă se pune un parchet laminat, cum avem aici, de 12, și nu avem o șapă izolată? În timp, șapa se macina, dacă nu e tratată corespunzător, dacă nu are cel puțin o amorsă pe el. Și uitați cum se strânge praful. Deci peste tot, așa se macină șapa. Dacă nu e tratată. Și după aceea... Nu contează grosimea la parchet. Înțelegi cum se aude? Deci cam așa se aude. Aici avem aceeași problemă. Se și cunoaște diferența, că e foarte... E și strâmbă șapa și nici nu e tratat. Dacă nu avem o șapă, o nivelantă, chiar și la un parchet laminat, în timp, se vadă.